necropolă uimitoare, unul dintre cele mai renumite situri din Samarcand, propune o lecție de istorie începând cu secolul al XIV-lea. Designul clădirilor, desemnând cu adevărat crearea unui plan pentru construirea sistemului, simbolizează bogăție și istorie. Unul dintre cele mai apreciate din ansamblu. Structura este construită în 1371, cel mai vechi dintre mormintele epocii timuride. Datorită supraviețuirii majorității benzilor caligrafice, ornamentale ale fațadei, se știe cine este îngropat aici, cine a dat banii pentru construcția mormântului, chiar numele arhitectului. Terminat în jurul anului 1386, fără a înlătura posibilitatea ca acesta să fie unul dintre primele monumente din ansamblu acoperit în întregime cu plăci de mozaic tăiate, era restaurat în mod cert de sovieticii secolului al XX-lea și relativ recent de experți angajați. Alt monument renumit rămâne mormântul Alina Safi, construit între anii 1360-1380, unul dintre mormintele care făcea parte din miezul Afrasiabului, orașul antic care precedase Samarcand. Interiorul este decorat cu caligrafie arabă, constând din mostre ale Coranului. Mi-a creat un sentiment aparte acest bulevard al mausoleilor, format din morminte mărețe, asemănătoare palatelor, decorate cu expresii strălucitoare ale culorilor și modelelor geometrice, care emană esența operelor de artă și designului din Asia Centrală.
Tot atât de adevărat, unele morminte au ajuns de o manieră controversată prin intervenția din 2005, deschizându-se pentru o parte importantă din mozaicuri teracotă, suprafețe acoperite cu majolică, faianța italiană caracterizată prin smalțul metalic, calea unor restaurări, în loc să fie conservată starea lor originală.